O sacoșă, boss. O sacoșă, o sacoșă, o sacoșă. Oriunde te duci, ai nevoie de sacoșă. Orice ai luat cu tine, trebuie să pui în sacoșă. Alo, bună ziua! Alo! Auzi, fratele meu, voi sunteți aia care faceți site-uri, așa-i? Da, facem site-uri. Păi auzi aici la fratele tău, deci fratele tău vrea să-și facă un site cu țiglă, fratele meu. Adică? Cum, cu ce? Cu țiglă! Țiglă! Să pun? Auzi, dacă dă să moară familia mea, dacă îți dau niște bani în plus, puteți și noi să-l terminăm astăzi? Stai, poți să aștepți o secundă, te rog mult de tot? Aha, da, mă, sta. Nici nu mă interesează. Dacă pleci de acasă, nu uita să iei sacoșa. Bă, opriți tot, avem o comandă. Să pui lucruri în ea, nu uita că ai nevoie. Doar nu le ții în mână, nu-i frumos și nu e voie. Cum să n-ai o sacoșă? Cum să n-ai? Cum să n-ai o sacoșă? Cum să n-ai? O sacoșă, o sacoșă, boss. O sacoșă, o sacoșă, o sacoșă, o sacoșă. Cum să n-ai o sacoșă? Cum să n-ai? Cum să n-ai o sacoșă? Cum să n-ai? Cum să n-ai o sacoșă? Mă bag eu! Nu contează plastic, poate să fie de hârtie. Dacă ai o sacoșă și nu-ți trebuie, dă-mi o mie. Nu se știe când e bună, poate să salveze viața. Fără sacoșă n-o să poți să faci. Dacă e pânză, rezistă mai bine. Dacă e plină sau fea, trebuie să ții mână bine. Și întotdeauna trebuie să fii atent să nu se rupă. Mai ești? Hai că am vorbit cu băieții. Gata, s-a rezolvat. Doar să-mi zici unde să-l livrăm. Și o rugăminte la tine, deschide porțile că e mare rău site-ul. Bă, să moară familia mea, deci bă, vii mă peste tine. Bă, bună mă, adică tu faci mișto de mine, mă, mă, adică ce, nu-ți dau din bocanul, mă? Dă-te, mă, de aici, dă-te, mă,